Bine v-am regăsit la un nou episod de pe stările, de pe telefon, așa cum v-am promis că o să revin. Astăzi facem Standoff, un joc mișto pe care l-am văzut la un prieten de-al meu și am zis că bă, hai să mi-l iau și eu să-l încerc. Am jucat eu câteva meciuri, chiar dacă am level 1, dar am învățat și eu cât de cât să joc. Ok. Haideți să jucăm prima dată Team Deathmatch, zic eu cel mai bine. Dar deci nu prea am baterie și mă enervează că uite mi-a arată chestia asta în continuu. N-am ce să-i fac. Play Team Deathmatch. Și acum așteptăm. Seamănă cu CS, dar numai că nu sunt mapele alea exacte făcute ca lumea. Dar e ok, mie îmi place. Sandy Yards. Mapa asta e un fel de Dust 2. Dar numai că e gen jumate de mapă, că nu e casual ca să dea și beau și da. Deci timp de dumneavoastră, ca în CS, mai War Games, tot așa îți iei arma pe nivel. Și casual. Competitiv nu este încă, voice chat nu există. Și player este destul de ok, adică nu prea am văzut eu player cu hack. Sunt unii așa cam dubioși, dar probabil aia folosesc jocul ăsta pe calculator, îl lămulează pe calculator și de-aia joacă atât de bine, zic și eu. Hai să vedem. Mamă. Mai apare asta și nici nu pot să joc al meu. Cam greu. Fuck. Ok. Așa să fie un episod scurt, nu o să fac eu cum fac pe calculator. Am uitat așa la mișto că mi-au bătaie aici. Mai merge și în lag. Eu nu știu de ce mai... Nu știu de ce naiba am vrut să filmez pe telefon, că știam că o să meargă în lag filmarea. Și da. Nici bine n-am intrat, se termină de meciul. Da, un casual. Ok, boss. Clar. Vreau să dau exit și să dau casual. Da, oricum jocul ăsta ceră o grămadă. Dar se mișcă bine, adică e ok. Da, cu filmarea se mișcă mult mai prost. Poate să fac niște setări mai slabe la... A zis că recorder, nu știu, adică gen ca să meargă și jocul mai bine. Dar numai că o să fie calitatea puțin mai low și... Asta să mă enerveze. Cel mai bine emulez jocurile astea pe calculator și mă joc așa, frate. Că acolo merge fără nicio problemă. Bun. Play diffuse, adică asta e casual-ul. Să vedem cum merge acest diffuse. Ne-am băgat pe Dust 2 aici. Sandstone Dust 2, ceva asemănător. Mă gândesc acum cu seriile vechi dacă să le mai încep. Și nu știu cu care să încep și nu știu unde să le fac, pentru că pe tabletă nu prea mai am jocurile alea, nici pe telefonul ăsta nu am. Și dacă le-au ar trebui să apuc progresul de la zero, adică însemnând GTA San Andreas la fel trebuie să iau de la zero. Că n-am eu chef să mai fac încă vreo 10 ore așa degeaba, că
Că și așa am terminat jocul ăla de nu știu câte ori și, da. Nu știu, poate găsiți cu o variantă, nu știu, poate îl fac la pe calculator sau poate, nu știu, nu aveam pe telefon terminat și poate nu am acolo aplicații și filmez, văd, probabil o să meargă asta. Ne luăm acum MP7-ul ăsta și flash și bun, hai. Asta e combinația și mergem passing-uri. Nu știam că e loc acolo. Bomb has been planted. Oh, Doamne, dar ce mă enervează. Călcătorul în gură că mă enervează. Mamă, dar ce... Cum ai dat-o la capul ăla? La scurt, cum n-am avut timp să dea difuză. Pot să zic că am încurcat eu, dar nu cred. Deja nu mai am bani. Ok. Hai, acum mergem mai... Aici. Aici. Mamă, ar trebui să fie. Mamă, dacă pe filmă, dacă eu acum când joc se mișcă nașpa, nu vreau să... Îl postez, adică... Da. Am făcut doar un kill, nu știu ce mi-a dat MVP. Să se fac o dată 16% ca să nu mai apare, să apare, Doamne, apară chestia aia, papă, bulă, la că mă enervează. Bine, hai. Deagle. Bun. Hai. Mă duc pe mid, cred că ăsta e mid-ul sau ce ar trebui să fie. Nici eu nu știu. Stuff. Proșii ăștia pierdut bomba. Sunt singur, 1v4. Bine rău, tată. Da. Păcat, aveam niște jocuri super mișto pe iPad. Bă, dar nu mai găsesc aplicații cu care să filmez, că nu mai merge nici AirShow, nici alea. Și nu mai știu de unde neaba să le iau, să le fac o dată să meargă. Și am căutat videoclipuri. Am căutat acolo, la tipul ăla care mă uitam eu.
Am intrat pe link-ul, l-am instalat, nu știu, și când se dau acolo cu autorizarea aia, că altfel nu mă lasă, știți voi cum e. Mi-a zis că, ci că nu ești conectat la net și nu merge să dai aprobare. Și eu eram conectat la net și eu n-am probleme cu netul sau ceva de genul, adică... Și pur și simplu s-a băguit, nu știu ce naiba are și mă enervează rău de tot. La bomba pe 90 power și mergem pe B. Păcat rău de tot. Chiar îmi pare rău și sincer vă zic asta. Chiar îmi pare rău că nu mai pot să filmez aia. Seriile pe care le făceam înainte. Probabil, adică miturile erau baza. Și acum eu nu mai pot să fac nimic, pentru că ori fac San Andreas pe calculator sau undeva, ori nu știu, adică, da. Și dacă mă apuc de toată seria GTA, vă dați seama că trebuie să, fac, să le fac pe toate. Să încep de la 3, Vice City, San Andreas, Cinci l-am terminat, mi-a luat o grămadă să-l fac. Nu mai am chef să-l termin, să-l fac din nou, pentru că chiar n-are rost acum. GTA 4, bă, ăla e mai mort decât San Andreas. San Andreas mi-mi place povestea și de-aia vreau să-l mai fac o dată. Vice City la fel, că nu-l termin, dar știu cum e povestea și GTA despre care nu știu absolut nimic de poveste, despre poveste. În rest, da. Bă, de ce tot mor, mă, handicapați ăștia? Ce, mă, dă prin perete, alu, frate, wallhack, ce... Ce naiba, mă, a văzut ăla din morți și a tras și mi-a dat și damage, bă, frate, mă, lași. Dacă și pe jocul ăsta există tryhard, chiar mi-a dat disconnect. Adică, pe bune. Da, acum vreau să mă termin și seriile de Call of Duty. Batman-ul mă vreau să-l termin toate seriile, că le-am instalate jocurile și știu că iau o grămadă. Și nu vreau să fac un episod full gen cu tot jocul, pentru că e la cât de noob sunt, credeți-mă că o să-mi iau o grămadă și nu stau eu, mor acolo pe scaun. Mai e și foarte greu, că e joc de la de investigare. Mai are niște puzzle de alea ciudate la care mulți nu le trec. Și... probabil să fac așa, episodul 1 oră și ceva, maxim. Eu gen vreau să fac, m-am uitat la un altru, că durează, am văzut 8 ore, dar aia poate au băgat speedrun, știi? Dar la cum fac alea, mi-a vreo dublu 16 ore, că am terminat. Wow, mersi pentru flash, frate, te pup, nu văd nimic. Wow, mersi mult, ești foarte bun, frate, deci, da, mersi mult pentru flash, el mexicano. Idiotule. Hai, poate nu-l bați pe ăsta, că mă opiși pe ăsta. Oh, wow. Bun, bine rău, e nebun. Mi se pare că trebuie să jucăm până la 7 sau 8 ca să câștigăm. Bine, adică aia ne bat clar la ce scor e. Eu nici nu fac eco, mi-au arme de toți banii, e bine, frate. Nu, clar că cartrile astea de pe telefon cu care mă joc, ca să le joc pe PC, pentru că e mult mai ușor, adică, pe bune. Exodat de tryhard, mai bine sunt eu unul de tryhard, nu pe calculator tot, n-ai cum.
Uai, am făcut corană. Deja ați intrat cu flash-ul nebunilor. Peu, ce capeu, wow, wow. Mai am aici. Fugim, mă. Ala bombă. Bă, unde n-ai bă, a fost ăsta vere că m-am uitat după el? Pă, ia uite frate. Hai, bă, te ține mai repede că și așa. Am echipă de moci. Bine, dar niciunul joc super bine, dar... Numai el mexicanul ăsta rămâne mereu ultimul și nu face nimic. Uelo, păi AFK frate, AFK, salut frate, report se poate da în jocul ăsta? Nu pot, doar mute. Ok. Nici nu știu de ce mi-a luat arma asta. Vedeți acum am uciu. Bomb has been planted. Ok, așa se pierde pe plăcut tutorial. Las că n-ar trebui să dea difuz. Mamă, ce lagare și asta. Omoară-l! Plantează. Bă, că n-are voie să jocă ăsta oricum și așa, nu cred că te ajută la nimic acum, nu obiește el. Mamă, i-am dat 0 damage cu aia. Și episodul ăsta cred că e ultimul, e doar așa ceva de test până nu le mulez, nu mai joc. Cu filmarea zic, așa... Bof, chemarea, mă joc. Se mișcă mult mai bine. Mai mă încurcă și USB-ul ăsta pe care îl țin aici. El mexicanul ăsta are AFK ăsta aici, acum terminat, aia să dea defuse. Lasă, ne bate ăștia mare pe de bine. 6-6, i-am egalat. Nu pot să cred așa ceva. Mamă, dar ce joacă aia de la ei, mâncați și... Rifle, să-mi iau un, nu știu, FAMAS, că n-am jucat cu ăsta. Are și animație, mi se pare, jocul ăsta, la arme.
Dar bine, nu pe toate. Băi, 85, iar m-a rămas Sengo ăsta, bă, nu se poate mai joa ceva. Păi el mexicanul ăsta, nu știu ce ne-a face. I-a picat netul, i-a picat viața. Ball has been planted. 7-6, încă o rundă și batem. Bă, mă, lași. Ce comeback, dar bine că n-am jucat noi, adică uite și tu, ăla ne cară. Și el hacker ăla și ăia de la ei, 16 cu 16 amândoi. Bă, du-te, bă, de aici. Ce bine joacă ăia. Hai, Call of Duty player. Scope shit. Tom Clancy player. Mamă, dar are recul mai nașpa decât AK-ul ăsta. Păi fi cineva aici, na? Nu știu, ăia plantează oricum pe B, oricum a luat runda mai unul. Și am câștigat și meciul ăsta, pe nimic, așa cum îmi place mie. Gata. Trebuia, nu? De. 6 cu 10. Bine rău. Trei coins, măcar atâta, că și așa n-am făcut nimica. Mi-e bine de mine, bă. Da, deci ăsta a fost episodul de Stand of 2. Probabil o să rămânesc pe calculator ca să joc mai bine. Ori poate mai umblu la setări ca să mi se miște puțin mai bine, pentru că am dat high quality și mai bine dau medium sau poate, nu știu, văd eu cum. Eu am fost Alberto, nu uitați să dați toate cele like, share, subscribe și comment, nu uitați să vă abonați ca lumea acolo, să apăsați clonțopelul și v-am lăsat. Ciao, les baules.